Bună ziua, sunt Claudiu Lucaci, bun găsit la o ediție specială a știrilor TVR. Începem emisiunea cu bilanțul ultimelor 24 de ore al îmbolnăvirilor de COVID. Laura Fronoiu are datele. Bun găsit, Laura! Bună ziua, Claudiu, bun găsit tuturor! 3.034 de cazuri noi au raportat autoritățile din peste aproape, de fapt, 10.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. În capitală s-au înregistrat 5.589 de cazuri noi, iar rata de infectare este de 3,41 la 1.000 de locuitori. 327 de persoane au fost reconfirmate pozitiv în urma testărilor și, din păcate, 60 de pacienți și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore, iar bilanțul deceselor a ajuns acum la 15.979. Iar la terapie intensivă sunt internați acum 1.119 pacienți. De la începutul pandemiei în țara noastră s-au prelucrat până acum peste 4.800.000 de teste. Peste 13.000 de cadre medicale s-au imunizat împotriva COVID-19 în cele circa 47 de centre. În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.586 de persoane. Printre cei vaccinați, 27 au avut reacții adverse, minore, ca durere la locul injectării, febră sau alergii de tip urticarie. Prima etapă de vaccinare va continua tot în luna ianuarie. În România, singurul vaccin disponibil împotriva noului coronavirus este cel produs de companiile Pfizer și BioNTech. De mâine începe imunizarea în majoritatea celor 370 de centre de vaccinare din țară. Potrivit Ager Press, coordonatorul campaniei, medicul Valeriu Gheorghiță, susține că astfel vom ajunge la aproximativ 20.000 de persoane imunizate zilnic. De mâine, autoritățile vor face o evaluare pentru a vedea care este rinul vaccinării. Oficialii speră ca până la jumătatea lunii imunizarea cadrelor medicale să se încheie și să se poată începe vaccinarea personalului și a vârstnicilor din centrele medico-sociale. Numărul acestora se ridică la aproape 40.000 de persoane. Poliția belgiană desfășoară o operațiune de amploare. În toată țara, autoritățile au împânzit gările și principalul aeroport din Bruxelles pentru verificarea modului cum sunt respectate restricțiile sanitare. Acesta se aplică în etape, iar acum tocmai a început testarea oricărei persoane care vine din străinătate. Oricine ajunge pe teritoriul belgian după o ședere de cel puțin 48 de ore într-o zonă roșie, inclusiv România, trebuie să intre în carantină la domiciliu sau în altă locație declarată. Măsura e în vigoare până la jumătatea acestei luni și include persoanele care vin cu un test COVID negativ în buzunar. À l'entrée, j'avais un test corona négatif à montrer aux policiers et j'avais un formulaire à remplir avant d'arriver que je n'ai pas montré. Rezidenții în Belgia trebuie să facă două teste moleculare de tip PCR în prima și a șaptea zi de carantină. Pot ieși din izolare doar dacă al doilea test e negativ. De acum, aceste persoane vor primi un mesaj tip SMS după întoarcere, care le va permite să se prezinte la un centru de testare. Il y a un nouveau centre qui a été ouvert pour accueillir les gens qui reviennent Eurostar et Thalys, qui est ouvert de 9h à 23h, à qui on propose de faire le test au retour de l'étranger. Et on a une capacité pour aller jusqu'à 750 personnes par jour. Belgia a avut una dintre cele mai mari rate de deces pe cap de locuitori din Europa din cauza pandemiei, dar în prezent o are sub control mult mai strâns decât vecinele Germania și Olanda, complet blocate. Experții belgieni au declarat că țara se confruntă în prezent cu o repetare a situației din februarie anul trecut, când mii de belgieni s-au întors din stațiunile de schi din străinătate, mulți aducând virusul acasă cu ei. Celebrul jurnalist american Larry King are COVID și este internat în spital. În vârstă de 87 de ani, Larry King are mai multe afecțiuni cronice. A făcut o formă gravă de COVID și de o săptămână e internat într-un mare spital din New York. Statele Unite au ajuns din nou la un trist record COVID, aproape 280.000 de cazuri noi în ultimele 24 de ore și aproape 2.400 de morți. Autoritățile medicale din Marea Britanie autorizează combinarea vaccinurilor pacienților care nu pot primi a doua doză din același vaccin, ar urma să li se administreze alta, produsă de o altă companie, pentru ca schema de imunizare să fie completă. Se precizează însă că doar în cazuri rare ar trebui să se recurgă la această combinație și că amestecarea vaccinurilor nu se recomandă, dar dacă sunt situații în care serul din care s-a făcut prima doză nu mai este pe stoc, iar pacientul își poate pierde imunitatea dobândită, atunci e posibilă administrarea unei mărci diferite. Experții atrag atenția că deocamdată nu se știe cât de eficace ar fi o asemenea combinație
șefa campaniei de imunizare din Marea Britanie, spune însă că, de cât de loc, e bună și o doză de vaccin diferită de primul. Ediția specială se încheie aici. Rămâneți cu Televiziunea Română în continuare. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!